iubiți prieteni, scump frați și surori în Domnul Iisus Hristos, aș vrea să vă salut și cu această ocazie la început de Sabat Sfânt cu pacea Domnului și fie ca într-adevăr pacea și odihna sabatului să fie prezentă în inima noastră, în inima fiecăruia dintre noi și să avem parte de adevărata odihnă, așa după cum ne învață Sfânta Scriptură, să ne găsim printre aceia care vor învăța de la Domnul Iisus Hristos, care este blând și smerit cu inima și în felul acesta să găsim odihnă pentru sufletele noastre. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în locul în care vă găsiți, în familie, alături de cei dragi, alături de prietenii dumneavoastră, de aceea pentru care vă rugați și simțiți alături de ei, Dumnezeu să vi-o ocrotească și să ne păstreze sănătoși și mai ales credincioși în aceste zile din urmă. Așa după cum bine știți, în seara aceasta vom continua studiul nostru începând sabatul trecut. Suntem într-o nouă serie de prezentări cu titlul Semne și Minuni. În această ocazie de seară vom începe un subiect pe care prin Harul lui Dumnezeu vom continua și mâine dimineață, probabil și mâine după amiază cu ajutorul Domnului și sper ca studiul acesta să se dovedească o binecuvântare pentru fiecare dintre noi și mai mult decât atât, să ne putem deschide ochii spirituali ca să înțelegem lucrarea pe care Dumnezeu dorește să o facă în inima fiecăruia dintre noi. Acestea fiind spuse înainte de a deschide cuvântul în această seară, aș vrea să vă invit să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm încă o dată la început de Sabat Sfânt și la începutul acestui serviciu. Vă invit să ne plecăm pe genunchi să ne rugăm împreună. Doamne, Tatăl nostru care tronezi în ceruri, venim înaintea Ta să-ți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ai fost bun cu noi în această zi și în această săptămână. Noi nu merităm, dar bunătatea Ta s-a întins peste noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru răbdarea pe care o încă o mai manifesti față de noi. Îți mulțumim pentru timpul de har pe care ne-l oferi. Îți mulțumim, Doamne, pentru că încă mai avem pace și liniște și putem să ascultăm și să învățăm din cuvântul Tău. Dar te rugăm, Doamne, ajută-ne să nu ne obișnuim cu aceste lucruri. Ajută-ne, Doamne, să fim întotdeauna mulțumitori și recunoscători pentru tot ce primim din mâna Ta. Și mai mult decât atât, te rugăm în această seară să ne vorbești cu fiecărui suflet, ca să putem avea parte, Doamne, de binecuvântarea Ta și de o adevărată reînviorare în viața fiecăruia dintre noi. Lasă pacea Ta peste noi în seara aceasta. Trimite îngerii Tăi cei sfinți să fie lângă copiii Tăi în locul în care se găsesc. Și în mod special te rugăm să binecuvintezi Tu pe aceia care sunt bolnavi și în suferință chiar în momentul acesta. În numele Lui Iisus Hristos Te-am rugat și Te mulțumim. Facă-se Sfânta voia Ta. Așa după cum am spus, suntem într-o nouă serie de prezentări cu titlul Semne și Minuni. În această seară, mesajul nostru poartă titlul Adevărul despre ziua cincizecimii. Adevărul despre ziua cincizecimii. Și înainte de a intra în miez, în studiul nostru din această seară, dați-mi voie să vă prezint câteva elemente pe care le-am subliniat și le-am văzut de-a lungul timpului și în ultima vreme aceste lucruri sunt din ce în ce mai prezente și din ce în ce mai să spun așa mediatizate și din ce în ce devin mai populare și mai aplaudate de către mulțimi în aceste zile în mod special. De-a lungul timpului în acești aproximativ 14 ani de când sunt angajat în lucrarea aceasta de predicare a Evangheliei, Dumnezeu mi-a oferit și posibilitatea de a călători numai în țara noastră, dar și peste votare, ori de câte ori am fost invitat să rostesc cuvântul lui Dumnezeu. Și așa după cum bine știți unii dintre dumneavoastră și mai puțin poate alții, lucrarea nu s-a limitat numai
în cercurile adventiste, ba chiar Dumnezeu mi-a oferit posibilitatea de s-a întâmplat lucrul acesta și mulțumesc Domnului pentru favoarea și invitația pe care mi-a făcut-o, de a predica și în alte biserici. Biserici penticostale, baptiste, evanghelice și așa mai departe. Și experiențele avute cu Dumnezeu au fost experiențe frumoase, binecuvântate, atât pentru mine, dar și pentru cei care au fost martori la lucrarea care a fost făcută în oricare dintre aceste ocazii. Însă, de-a lungul timpului, mi-a fost dat să văd un lucru destul de interesant. Și așa după cum am amintit sabatul trecut, am spus că există un spirit harismat care a ajuns mai mult sau mai puțin să invadeze aproape toate bisericile așa numit creștine în aceste zile. Spiritul acesta este manifestat atât în lucrarea de predicare a Evangheliei, cât și în partea muzicală a serviciilor de închinare. Mai mult decât atât, aș putea spune că sunt biserici care au ajuns să se numească, să aibă numele de biserică locală foarte, foarte mult în strânsă legătură cu lucrarea Duhului Sfânt. Dacă nu se numește Biserica Harul, atunci se numește Revărsarea Duhului Sfânt, Biserica Cinzecimii. Și tot felul, lista poate continua, poate ați văzut și dumneavoastră lucrul acesta, din ce în ce mai multe biserici ajung să poarte nume ce au de-a face mult cu lucrarea Duhului Sfânt și în mod special cu ce s-a întâmplat în ziua Cinzecimii. E bine, în această seară vom începe un studiu cu ajutorul lui Dumnezeu care poartă titlul Adevărul despre ziua Cinzecimii. După cum bine am spus și în ocaziile trecute, nu vom predica, ci vom studia împreună Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea este foarte, foarte important să aveți un instrument de scris, să aveți un caiet de notițe sau câteva foi la dispoziție, pentru că este bine ca ceea ce auziți să notați și să verificați cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu. Biblia ne îndeamnă să fim și noi bereeni. Bereenii, în zilele Apostolului Pavel, cercetau Scripturile ca să vadă dacă ce li se spunea era așa. În ultima prezentare avută, în această nouă serie de prezentări cu titlul Semne și Minuni, am studiat împreună din Cuvântul lui Dumnezeu, prezentarea s-a intitulat Falsa și adevărata redeșteptare, ziua Cinzecimii va fi repetată în zilele din urmă. Pentru aceia dintre dumneavoastră care n-ați urmărit această prezentare, vă îndemn din toată inima să o urmăriți și să studiați cu amănuntul, pentru ca să puteți merge la pas cu noi în această ocazie. În prezentarea aceea, am dovedit foarte clar că Dumnezeu în zilele din urmă va produce o adevărată redeșteptare, o adevărată reînviorare în zilele din urmă, chiar înainte de momentul revenirii Domnului Iisus Hristos. Dar Satan știm foarte bine de acest lucru pe baza profețiilor prezentate în Sfânta Scriptură, va contraface această lucrare a Duhului Sfânt, această lucrare de reînviorare, provocând o mascaradă în rândul creștinismului de astăzi, o așa numită reînviorare, o așa numită redeșteptare, un așa numit botez cu Duhul Sfânt în aceste zile din urmă, iar mulțimile vor alerga către astfel de manifestări false, gândindu-se că aceasta este experiența reală, autentică a Duhului Sfânt, că nu este decât o insuflare, Duhul Satanei revărsat peste mulțimile care sunt în ignoranță și neștiință, datorită, să spun așa, indispoziției oamenilor de a mai studia și de a aprofunda Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul despre ziua Cinzecimii. Nu putem vorbi despre o falsă redeșteptare în aceste ultime zile ale istoriei acestui pământ dacă noi nu înțelegem mai întâi de toate ce caracterizează, ce elemente caracterizează o adevărată redeșteptare
și reformă, așa după cum ne prezintă Sfânta Scriptură, că vom vedea în aceste zile din urmă. E bine, în ocazia aceasta, studiul nostru se va concentra în mod special în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. În capitolul acesta este prezentată revărsarea Duhului Sfânt ca o împlinire a profeției rostite de Domnul Iisus Hristos, de Ioan Botezătorul, ba chiar sunt și alte cărți ale Vechiului Testament, vom studia noi în prezentările următoare, care ne vorbesc despre acest botez cu Duhul Sfânt, dar în Fapte, capitolul 2, este prezentată o redeșteptare spirituală, o binecuvântare ce a venit din partea lui Dumnezeu și un moment în care putem vedea mișcarea Duhului Sfânt și modul în care Duhul Sfânt s-a folosit de apostoli pentru a duce mesajul Evangheliei până la marginile pământului. Este foarte, foarte important ca noi să studiem cu atenție acest capitol, Faptele Apostolilor, capitolul 2. Privind cu atenție capitolul acesta, vom înțelege elementele care ar trebui să caracterizeze o adevărată redeșteptare și reformă și mai mult decât atât, putem înțelege cu adevărat ce s-a întâmplat în ziua cincizecimii. Acum, în notițele dumneavoastră, nu știu cu ce culoare veți scrie sau scrieți chiar în momentul acesta, dar indiferent ce culoare folosiți, aș vrea să scrieți îngroșat sau să subliniați în așa fel încât să nu uitați niciodată ceea ce noi vom studia în această ocazie de seară. Și anume, scrieți așa. În ziua cincizecimii, predica sau mesajul care a fost rostit în puterea Duhului Sfânt de către Petru, care a fost vorbitorul proeminent în ocazia aceea, predica rostită de Petru în ziua cincizecimii a fost bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, pe Biblie, își avea temelia în Biblie, era de fapt un studiu biblic. Repet, pentru că este foarte important. Predica rostită de Petru în ziua cincizecimii, sub puterea și ungerea Duhului Sfânt, era decât un studiu biblic aprofundat, serios, în urma căreia, în urma acestei predici, în urma acestui studiu biblic, Sfânta Scriptură ne spune în Fapte, capitolul 2, de la versetul 41 următoare. Haideți să citim împreună pasajul acesta. Faptele Apostolilor, capitolul 2, citim versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea Lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Deci în urma predicării lui Petru, Petru fiind botezat cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, primind puterea aceea făgăduită de Domnul Iisus Hristos, pentru ca ei să poată fi martorii lui Dumnezeu până la margine pământului, Biblia ne spune că în urma acestei predicări, în urma acestui mesaj, oamenii au fost botezați. 3.000 de suflete s-au pocăit, s-au consacrat și au fost botezate în urma acestei predici. Ce fel de predică a fost aceasta, frate Andrei? Ce elemente au caracterizat această predică în care puterea și influența Duhului Sfânt a fost simțită? Și așa, după cum v-am spus, să vă notați în notițele dumneavoastră, această predică a fost de fapt un studiu biblic aprofundat. Predica aceasta aș avea temelia în Sfânta Scriptură. De unde știm aceasta? Următorul lucru pe care aș vrea să vi-l notați în notițele dumneavoastră este aceasta. Predica lui Petru în capitolul 2 din Cartea Fapte este cuprinsă în 26 de versete. 26 de versete cuprind predica lui Petru în ziua cincizecimii. De unde știm lucrul acesta? E bine, la momentul în care a fost scrisă Sfânta Scriptură, Biblia n-a fost scrisă în forma versetelor numerotate așa cum le avem noi astăzi. Ne este mult de folos și este spre ajutorul nostru. Dar în momentul acesta, când deschideți Faptele Apostolilor, capitolul 2,
Aș vrea să vă subliniați de la versetul 14 până la versetul 40 este prezentată predica, dar și apelul pe care îl face Petru în ziua cincizecimii după ce rostește predica aceasta. Foarte important. Deci Fapte capitolul 2 de la versetul 14 până la versetul 40. 26 de versete în Biblia noastră cuprind această predică a lui Petru. Acum, jumătate din aceste 26 de versete, 13 versete, nu sunt decât versete sau pasaje din Biblie prezentate pe de rost de Petru în ziua cincizecimii, în timp ce predica cuvântul lui Dumnezeu. Repet încă o dată, s-ar putea să ne fi sărit din atenție în timp ce citeam capitolul acesta, dar este foarte, foarte important, frații și surorile mele. În ziua cincizecimii, când Petru a primit Duhul Sfânt din partea lui Dumnezeu, pentru ca Evanghelia să fie dusă până la margine pământului, în predica aceasta de 26 de versete, spuneam, jumătate din predică nu au fost decât versete din Biblie rostite pe de rost. Haideți să descoperim acest lucru. Fapte capitolul 2 și vrem să citim împreună de la versetul 1. Mesajul nostru, adevărul despre ziua cincizecimii. Priviți ce spune Biblia. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Și deodată a venit din cer un sunet ca vâjiitul unui vânt puternic. Și au umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute, împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. În curând vom avea un mesaj cu titlul Vorbirea în limbi, binecuvântare sau blestem. Și vom analiza despre subiectul acesta cu lux de amănunte din Sfânta Scriptură. Acum, de reținut foarte clar în urma celor citite. În ziua cincizecimii, Duhul Sfânt a fost primit de către ucenici, iar Biblia ne spune că odată ce Duhul Sfânt a fost revărsat, ucenicii au primit chiar și darul vorbirii în limbi pentru ce scop. Priviți ce spune Biblia mai departe. Versetul 5. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Și când s-a auzit sunetul acesta, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită. Pentru că fiecare i-auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni. Dați-mi voie ca să pun deschid o paranteză și să parafrazez. Toți aceștia care vorbesc nu sunt români, am putea spune în ziua de astăzi, dacă și noi am primit acest botez al Duhului Sfânt și am începe să vorbim în limbi. Dar vreau să înțelegeți dumneavoastră, acum doar zgâriem suprafața acestui subiect. Oamenii auzeau vorbind în limbi noi și ei se opresc și spun, aceștia care ne vorbesc nu sunt galileeni. Priviți ce spune Biblia. Versetul 8. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Mirarea cea mare a fost că în timp ce acești oameni erau prezenți acolo în ziua cincizecimii, veniți din toate colțurile pământului, adunați acolo în Ierusalim și Dumnezeu s-a folosit de această ocazie împuternicindu-i pe ucenici prin botezul cu Duhul Sfânt, pentru ca Evanghelia să fie dusă până la margine pământului, oamenii auzeau mesajul care se predica și mirarea lor a fost mare, pentru că ucenicii galileieni, am putea spune astăzi, românii vorbeau maghiară. Fără să știe o boabă, fără ca să fi învățat niciodată la școală, fără să fi avut rude, înțelegeți dumneavoastră? Mirarea a fost foarte mare. Cum de vorbesc acești oameni în limba noastră în care ne-am născut? Și pentru ca să fie foarte clar despre ce vorbim, Biblia spune mai departe. Versetul 9.
Biblia ne prezintă cine erau prezenți în ziua cincizecimii. Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei și prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Dacă ești în Arabia Saudită, ce limbă se vorbește în Arabia Saudită? S-ar putea să credeți că glumesc, dar nu glumesc. Există foarte multe biserici care mărturisesc că avea botezul cu Duhul Sfânt și vorbesc în limbi o dată pe săptămână. De la 11 la 12 duminică. Atât. Sau unii dintre ei, în ocaziile în care se roagă, în servicii de închinare în cursul săptămânii, dar această vorbire în limbi n-are nimic de a face cu predicarea Evangheliei. Ci ceea ce auzim este de fapt o bolboroseală asemenea prorocilor lui Baal, care au devenit buimaci și au nebunit în timp ce se tăiau cu cuțite și cu săbii, curgând sângele pe ei, în timp ce strigau pe muntele Carmel, Baale, auzi-ne! Și astăzi, în servicii de închinare, conduse de așa numitul Duh Sfânt, nu auzim cuvinte care pot fi înțelese, ci auzim un balamuc de zgomot, adesea asemenea unei case de nebun. Tot felul, niște cuvinte care nici măcar nu pot fi înțelese. Ce să mai vorbim despre un mesaj? Frații și surorile mele, mi-a fost dat să ajung în locuri unde oamenii în timp ce se rugau, care mai de care mai tare, n-am să uit niciodată, sunt 14 ani în timp ce mă găseam într-o biserică, unde oamenii împuși cu Duhul Sfânt au ajuns să facă tumbe în adunare. Tumbe în biserică. Surori îmbrăcate în fustă și îmbrăcate în mod decent au ajuns să iasă dintre rânduri și să facă tumbe în biserică pentru că Duhul Sfânt erau peste ele. Să ridicau în picioare în serviciile de închinare și au început să facă ca găinile și tot felul de sunete care mai de care mai țipătoare și la întrebarea numărul 1 pe care au oamenii aceștia, întrebarea lor când se întâlnesc cu tine este: ai Duhul? Și când îi întreb ce înseamnă că ai Duhul, dacă ai Duhul trebuie să vorbești în limbi. Ce fel de limbi? Vorbești tu limba arabă pentru cei care sunt din Arabia Saudită ca să poată înțelege cuvântul lui Dumnezeu? Vorbești tu limba chineză, japoneză, macedoneană, greacă, turcă și așa mai departe? Tu care ești român, în mod inexplicabil, vorbești tu limba aceasta sub manifestarea puterului Duhului Sfânt în viața ta, pentru ca oamenii să poată înțelege adevărul și să poată primi pe Hristos în inimă? Frații și surorile mele, este un balamuc ceea ce se întâmplă în lumea creștină de astăzi. Și vă las pe dumneavoastră să verificați și poate să folosiți măcar o dată în mod înțelept internetul și să scrieți dumneavoastră ce înseamnă această vorbire în limbi și cum se manifestă în așa numitele biserici creștine care au primit revărsarea cu Duhul Sfânt. O, frații și surorile mele, cât de departe suntem noi de standardul acesta Biblii. Stați puțin numai să ajungem la subiectul acesta, vorbirea în limbi, binecuvântare sau blestem. Să vedeți, vom rămâne cu gura căscată când vom vedea ce spune Sfânta Scriptură. Priți ce spune Biblia mai departe. Versetul 12. Toți erau uimiți și nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică acesta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plini de muz. Deci în timp ce predicau Evanghelia, sub puterea Duhului Sfânt, în timp ce lucrarea era făcută, dintre iudei, dintre cei care mărturiseau că sunt copiii consacrați lui Dumnezeu, s-au uitat la lucrarea Duhului Sfânt și au zis că asta e o beție. Au zis că oamenii aceștia sunt îmbătați. Oamenii aceștia vorbesc prostii. Vă imaginați dumneavoastră?
Lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea aceasta de vestire a Evangheliei Împărăției până la margine pământului, lucrarea Duhului Sfânt profetizată de Iisus a ajuns să fie batjocorită. Nu de către cei care erau din afară, ci de către cei care erau dinăuntru. Apropo, v-a spus dumneavoastră întrebarea. De ce ucenicii n-au așteptat revărsarea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii în templu? De ce au trebuit ei să se întâlnească într-o cameră de sus undeva? Nu era cel mai bun loc pentru revărsarea Duhului Sfânt în templu? O, frații și surorile mele, așa este. Problema este că adevărurile care au fost studiate de ucenici în așteptarea revărsării Duhului Sfânt în ziua cincizecimii, adevărurile care au fost predicate în ziua cincizecimii sub ungerea botezului cu Duhul Sfânt, nu erau nici acceptate, nici vorbă ca să fie menționate și să se deschidă subiectele acestea în templu. Era bai. Aveai să fii dat afară din sinagogă. Aveai să fii dat afară din templu. Arestat chiar pentru că doresc să predici adevărul prezent și să înalți lucrarea Domnului Iisus Hristos. În urma acestei acuzații, ucenicii au zis, noi avem un răspuns. Vreți ce spune Biblia? Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11 și și-a ridicat glasul și le-a zis. Imaginați-vă scena, ucenicii se ridică toți în picioare, semn că dacă ar fi să vorbească oricare dintre ei, toți ar vorbi același lucru. Ei nu aveau 12 evanghelii, frații mei. Ei nu aveau 12 păreri, așa cum avem noi atâtea păreri câți membri la școala de sabat. Ne întâlnim la școala de sabat în grupe și instructorul întreabă care este părerea ta. Și dacă sunt 10 oameni în grupă, avem 10 păreri. Avem 20 de oameni, avem 20 de păreri. Nu, frații mei. Ucenicii erau de comun acord. Biblia ne spune că erau toți împreună în același loc. Adesea suntem toți în biserică. Dar nu suntem deloc împreună. Nu era cazul ucenicilor. Și acum Petru, pentru că era cel care avea zel și avea experiență, Sfânta Scriptură, ba chiar avea spirit de inițiativă, Petru pășește în față și spune, vreau să vă vorbesc ce se întâmplă acum. Iar în următoarele versete este prezentată predica aceasta de 26 de versete, în urma căreia 3000 de suflete au fost botezate și aș vrea să notați, predica aceasta a fost rostită în puterea Duhului Sfânt. Jumătate din predica aceasta, 13 versete, au fost versete pe de rost rostite de Petru. De unde știm, fratele meu? Fiți atenți. Fapte, capitolul 2, la versetul 14. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și ne-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunteți, cum vă închipuiți voi. Căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și acum ascultați primul pasaj din Biblie la care face referire Petru în ziua cincizecimii, rostit pe de rost. Rostit pe de rost în ziua cincizecimii este cel din Ioel. Capitolul 2, îl vom citi și noi imediat. Nu-i ce spune Biblia. Și aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel. Și acum Petru citează. Zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenie. Și bătrânii voștri vor visa visul. Dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne în sus, în cer și minuni, jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric, luna în sânge înainte să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Petru începe cu predica și spune, ne-ați acuzat că suntem îmbătați de must. Nu este adevărat, fraților. Știți ce se întâmplă? Ci este împlinirea profeției din Ioel. Și începe acum Petru și rostește versetele pe de rost. Cu adevărat, Petru a prezentat versete scrise în cartea Ioel? Sau a fost o născocire din mintea lui Petru? Haideți să citim. Mergem în cartea Ioel, capitolul 2. Ioel,
capitolul 2. Frații și surorile mele, unii dintre noi deja tremurăm pe scaunele noastre, în fotolile noastre și pe canapelele noastre, conștienți de faptul că adesea asistăm în biserici care mărturisesc a fi botezate cu Duhul Sfânt, biserici în care nu mai auzim de mult cuvântul lui Dumnezeu. Biserici în care nu se mai aude, așa zice Domnul. Biserici în care cuvântul lui Dumnezeu nu mai este citit, nu mai este studiat, nu mai este aprofundat. Și dacă acest lucru nu se întâmplă, dacă Duhul Sfânt a fost cel care l-a condus pe Petru și l-a condus în tot adevărul încât să spună versete pe de rost, pasaje din Sfânta Scriptură, întrebarea este: ce Duh e prezent în bisericile noastre dacă noi nu mai auzim cuvântul lui Dumnezeu? Și tot ajungem să susținem că noi suntem botezați cu Duhul. Adevărul despre ziua cincizecimii. Ce spune Biblia în cartea Ioel? Mergem în Ioel la capitolul 2. Ioel capitolul 2, și am vrea să citim de aici, de la versetul 28. Ascultați ce spune Biblia. După aceea, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Voi face să se vadă semne în cerul și pe pământ, sânge, foc și stâlp de fum. Soarele se va preface în întuneric, luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Observați exact aceleași cuvinte citate de Petru în ziua cincizecimii sunt prezente în cartea lui Ioel. Haideți să numărăm acum versete. Ne întoarcem în Fapte capitolul 2. Fapte capitolul 2 și vrem să citim de aici, de la versetul, să ne uităm. Avem versetul 17, versetul 18, versetul 19, versetul 20, versetul 21. Avem 5 versete din predica aceasta, sunt de fapt versete citate, rostite pe de rost de Petru din cartea lui Ioel. Haideți să mai vedeți încă o dată. Priviți cu atenție în versetul 25. În versetul 25, Petru din nou apel la cuvântul lui Dumnezeu, începând de la versetul 25. Căci David zice despre el: eu aveam întotdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba. Chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. Căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Iată-l acum pe Petru. Ceea ce el a făcut, de fapt, el a citat din Psalmul 16. Din Psalmul 16, Petru a rostit din nou versete pe de rost. Mergem în Psalmul 16. Psalmul 16. Și vrem să citim împreună de la versetul, haideți să citim de la versetul 8. Psalmul 16. Și citim de la versetul 8. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Spune Biblia așa: am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură și sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Observați, Petru citează, rostește pe de rost cuvinte rostite de David în Psalmul 16. Adevărul despre ziua cincizecimii. O predică rostită sub influența Duhului Sfânt, în urma botezului cu Duhul Sfânt. În predica aceasta, Petru deschide din nou și din nou în fața oamenilor cuvântul lui Dumnezeu, nu printr-o carte, frații mei,
Pentru că Petru nu avea acces la sunuri în momentul acela pentru a deschide psalmi, pentru a deschide aceste cărți profetice înaintea lor. Ci aceste cuvinte erau puse în memorie, fuseseră învățate pe de rost, pentru că ucenicii, în cele 10 zile, înainte de a fi botezați cu Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii, au studiat Biblia în mod profund, serios. Priviți ce spune Biblia. Mergem din nou în Fapte, capitolul 2. Fapte, capitolul 2, numărăm. Da? Avem 5 versete deja. Versetul 25, 6. Versetul 26, 7. Versetul 27, 8. Versetul 29, 9. Versetul 29, 10. Avem versetul 28. Avem 9 versete deja unde nu avem decât rostirea pe de rost a Cuvântului Dumnezeu. Priviți ce spune Sfântul Cuvânt în Fapte, capitolul 2, de la versetul 34. Priviți ce spune Cuvântul. Căci David nu s-a suit în cerul, ci el singur zice, spune Cuvântul Dumnezeu, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Din nou, Petru citează din cartea Psalm, Psalmul 110. Psalmul 110, priviți ce spune Biblia. Psalmul 110. 110. Și vrem să citim de aici, de la versetul 1. Priviți ce spune cuvântul. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele mele. Frații și surorile mele, ar trebui să fie mai mult decât clar pentru noi că în urma revărsării Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii, când Petru a rostit această predică în urma cărei au fost botezat 3.000 de suflete, oameni care s-au pocăit și s-au consacrat, Biblia ne prezintă foarte clar că temelia, fundamentul, miezul acestei predici nu au fost cuvintele omenești, ci au fost pasajele din Sfânta Scriptură care au fost prezentate pe de rost, s-a făcut apel la Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul a fost adus înaintea oamenilor. Fraților, vă aduceți aminte ce spunea Ioel? Și Petru citează. Vă aduceți aminte ce spunea David în cartea Psalm? Și Petru citează. Vă aduceți aminte ce spunea David din nou în Psalm? Și Petru citează. Iar între aceste pasaje pe care le-a amintit Petru, el nu face decât să explice. De fiecare dată când a prezentat un verset, un pasaj, următoarele versete sunt doar explicarea versetelor care au fost amintite. Atât. Nici o istorisire, nici o povestire, nici o glumă proastă, nimic de genul acesta n-a fost amintit în ziua Cincizecimii. Ci după ce predica aceasta a fost rostită, Biblia spune în versetul 37, priviți ce spune Biblia în Fapte, capitolul 2. Și după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, l-a zis Petru. Fiecare dintre voi să fie botezați în numele lui Iisus Hristos. Spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Și cu alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea, mântuiți-vă de mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au auzit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Dați-mi voie să vă prezint o sabie cu două tăișuri. Este posibil ca unul dintre motivele pentru care noi nu mai vedem sufletele oamenilor străpunse în biserică și în afara ei, este posibil ca în ocaziile noastre de evanghelizare să nu mai avem succes. Este posibil ca oameni să nu-și dorească să se pocăiască, să fie convertit și să se boteze. Pentru că noi nu mai avem cuvânt în predicare.
Este posibil lucrul acesta. Pentru că eu așa văd în Biblie, în acest pasaj, că în ziua cincizecimii, Petru a rostit cuvântul, a rostit pasaj după pasaj, pasaj potrivit, pasaj care să explice ce se întâmpla în momentul acela și explica aceste cuvinte din cuvântul lui Dumnezeu, pas cu pas, încât în urma ascultării cuvântului, mulțimile au zis: fraților, ce să facem? Îmi place foarte mult că în momentul acesta, când inima a fost mișcată, oamenii n-au zis: fraților, ce să credem? Oamenii au zis: fraților, ce să facem? E o diferență. Pentru că foarte mulți am ajuns să credem că religia are de a face doar cu a crede. Și dracii cred în Dumnezeu și se înfioară. Acum, nu este neimportant ce credem, să nu înțelegeți aceasta. Dar când Duhul Sfânt cu adevărat lucrează în inima omului, întrebarea care noi trebuie să o punem este: fraților, ce să facem? Doamne, ce trebuie să facem? Ce trebuie să schimbăm în viața noastră? Cum trebuie exemplificată Evanghelia în viața noastră de zi cu zi? Fraților, ce să facem? Și Petru le spunea, îi îndemna, îi ruga, îi implora: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Iubiții mei, frați și surori, prietenii Domnului Iisus Hristos, ar trebui să fie mai clar decât oricând că predica din ziua cincizecimii, predica aceasta care a fost influențată de Duhul Sfânt, a fost o predică care și avea temelia pe Cuvântul Lui Dumnezeu, a fost de fapt un studiu biblic. Dacă Petru ar fi avut Biblia, așa cum noi o avem astăzi, în mâna noastră, ar fi spus: iubiți frați, vă invit să deschidem Biblia în Cartea Iuriel. Și deschidea Biblia în Cartea Iuriel. Acum vă invit să deschidem Biblia, mergem în Cartea Faptele Apostolilor. Și apoi aș vrea să vă citesc, mergem în Cartea Psalm, mergem în Psalmul 16. După ce citea din Psalmul 16, mergem din nou în Cartea Fapte. Și apoi mergem în Cartea Psalmul 110 și citim versetul 1. Și apoi mergem din nou în Fapte, capitolul 2. Și apoi mergem în Matei, capitolul 3, ca să vedeți că mesajul acesta pocăinței a fost rostit de Domnul Iisus Hristos. Nu vi se pare că Biblia e deschisă de prea multe ori? Dacă Biblia ar fi arătat așa cum era acum 2000 de ani, cum erau cărțile profetice, știți cum erau cărțile scrise la data aceea, nu în formatul acesta, ci cărțile erau scrise în forma unui sul. Dacă ai fi avut Vechiul Testament și ai fi dorit să mergi la Ioel, ar fi trebuit să deschizi, ori să deschizi tot sulul undeva, într-un loc destul de încăpător, încât să ai acces la toate cărțile, și dacă ai fi vrut să mergi la Ioel, trebuia să alergi undeva în spate și să citești ce spune Ioel. Dacă vrei să ajungi la Maleah, trebuia să mai faci câțiva pași dincolo ca să alegi să ajungi la Maleah. Oamenii ar alerga în coace și încolo, cum zice în Cartea Daniel, capitolul 12, când cunoștința va crește. Vor alerga unde? Nu pe câmp. Vor alerga în Cuvântul lui Dumnezeu. Sau dacă ar fi fost solul acela, l-ai fi deschis, l-ai fi închis, l-ai fi deschis, iar l-ai închis, iar deschis, iar l-ai închis, așa ar fi arătat un studiu. Este o specie pe cale de dispariție. Bisericile în care lucrul acesta mai este prezent. Iar dacă lucrul acesta nu este prezent în biserica ta, dacă oamenii citesc un verset din Biblie și apoi palavragesc vreo 45 de minute cuvinte de la ei, dă-mi voie să-ți spun. În locul acela este prezent orice Duh, numai nu Duhul Sfânt. Pentru că Biblia ne spune că atunci când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este revărsat, frații mei, Cuvântul lui Dumnezeu este prioritar. Cuvântul lui Dumnezeu este prezentat. Biblia este deschisă din nou și din nou. Am spus-o și o mai spun. Este imposibil să fii adventist de ziua șaptea, să-ți explici credința ta și în ceea ce tu crezi cu adevărat, ascultând sabat de sabat predici rostite dintr-o frază sau dintr-un cuvânt. Sunteți pus la somn. Vi se dă morfină spirituală.
Vi se dă opium, hașiș spiritual, marihuana spirituală, dacă aș putea folosi termenii aceia. Sunteți puși la somn, frații mei, fără să vă dați seama. Ascultând mesaje și nu este de mirare, pentru că sunt rostite astfel de predici. Vedeți portocala aceasta. Uitați-vă la această portocală. Ea este rotundă. Portocala este rotundă. Și omul începe și îți ține acolo, îți prezintă statistici cu numere și îți arată, prezintă revista cu tare, ceau, miau și știrile care am auzit și îți spune o poezie și îți mai spune o fabulă și o istorisire din asta care sună bine și serviciul divin a trecut. Și vă închipuiți dumneavoastră de ce membrii bisericii nu mai vin cu Biblia la biserică? Pentru ce să vină dacă citim doar o frază din Biblie? Dar dacă am venit la biserică și am studiat Scriptura cum o studia Petru, cum o studiau apostolii, cum o studia Domnul Iisus, puțin aici, puțin acolo, poruncă peste poruncă, învățătură peste învățătură, atunci cuvântul lui Dumnezeu e important. Atunci pot să dau socoteală de credința care este mine, cu nădejde și teamă. Dar unde mai vedem lucrul acesta? Predicatorii noștri sunt învățați astăzi să țină predici în afara cuvântului Dumnezeu. Omiletica a devenit construirea unei case. Introducere. Pe temelia. Temelia este un bun venit. Vrei să faci pereții? Pune acolo, citește ceva din Biblie. Și apoi pune două ferestre. Trebuie să fie două povestiri interesante. Și apoi după ce ai pus povestirea, asigură că ai pus acoperișul. Mai spune ceva de la tine, mai pune încă o povestire. Nu uita de horn să iasă fumul. Trebuie să mai fie încă o povestire siropoasă ceva. Și s-a terminat să digiunim. Nu e de mirare, frații mei, că oamenii nu mai ajung să fie străpunși în inima lor. Biblia spune, cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri, care taie pătrund de adânc. Dacă noi dăm cuvântul lui Dumnezeu la o parte, ce fel de Duh Sfânt susținem noi că e prezent în viața noastră sau în biserica noastră? Știți? Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră. Dumneavoastră știți cum studia Domnul Iisus Biblia? Avem undeva scris în Sfânta Scriptură modul în care Hristos studia Biblia? V-ați întrebat dumneavoastră dacă Domnul Iisus ar fi prezent la noi în biserica noastră și ar fi chemat la amvon să predice, cum ar predica Domnul Iisus Hristos din Biblie? V-ați pus întrebarea aceasta? Cum ar predica Domnul Iisus? Despre ce ar predica? O să ziceți, frate Olășanu, dar Domnul Iisus când a fost pe pământ a vorbit parabole care nu erau scrise în Biblie. Semănătorul a ieșit să semene, păstorul a pierdut o oaie. Nu sunt aceste istorisiri. Frații și surorile mele, Iisus a folosit de elementele care erau prezente în fața ascultătorilor pentru a le îndrepta mintea la cele gerești. Și întotdeauna îi conducea la cuvânt, nu departe de cuvânt. Tot ceea ce spunea Hristos, spunea pentru a întări cuvântul. Adesea auzim mesaje care sunt rupte de realitate, rupte de cuvânt. Frate, dar nu stă scris așa. Dar sună bine. Sună bine. M-a făcut să plâng. Duhul e aici. Care Duh? Luca 24. Priviți cum explica Hristos Scripturile. Cum studia Domnul Iisus Scripturile. Luca 24, mesajul nostru, adevărul despre ziua cincizecimii. Luca 24 și vrem să citim de la versetul, haideți să citim de la versetul 25. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ceea ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa. Ucenicii aceștia descurajați nu înțelegeau că ceea ce se întâmplase până în momentul acesta în experiența lor și a lui Iisus fusese profetizată în Biblie. Și Iisus le spune, de ce sunteți voi mâhniți? De ce sunteți descurajați? Nu știați voi că aceste lucruri trebuie să se întâmple după profeție? Și au zis, nu știam. Și acum Iisus începe un studiu biblic cu ei. Fiți atenți de unde începe Iisus. Și a început de la Moise. N-avem nicio carte în Biblie numită Moise. Când vorbim de Moise, vorbim de Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom. Cele cinci cărți, primele cinci cărți ale Vechiului Testament. Iisus a început de la Moise, ascultați, și de la toți prorocii,
și l-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la el. Vă imaginați dumneavoastră studiul Bibliei. Iisus le spune, deschideți în cartea Numeri la capitolul acesta. O stea răsare, vă aduceți aminte? O stea, știți despre cine a fost scris? Și apoi Iisus începea să le spune, deschide Biblia în cartea Psalmului. Mergem în Psalmul 20, unde spune că s-a tras la sorți pentru cămașa mea. Hai să mergem acolo unde scrie că i s-a dat oțel. Vă aduceți aminte? Da, ne aducem aminte. Știți că a fost profetizat în Biblie. Vă aduceți aminte când am intrat în Ierusalim pe mânzul de măgăriță? Da, Doamne, ne aducem aminte. Știți că a fost profetizat. Mergem în cartea Zaharia la capitol. Știți că m-am născut în Betlehem? Da, Doamne. Dar știți că a fost profetizat. Mica, capitolul 5. Și ucenicii stau cu gura căscată. Pentru că Domnul Iisus le explica Scripturile și le spunea, deschide-mă aici, deschide-mă acolo, deschide-mă aici, deschide-mă acolo, aici deschide-mă aici, aici deschide-mă acolo. Și în felul acesta s-a făcut lumină în mintea lor. Profețiile acelea mesianice deveniseră o realitate pentru ei. Luca 24, și vrem să citim de la versetul 44. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi. Că trebuie să se împlinească ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci l-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Din proroci, din psalmi, din scrierile lui Moise. Le-a deschis Scripturile să înțeleagă profețiile care vorbeau despre ele. Iată modul în care Domnul Hristos studia profețiile, frații. Iată modul în care Domnul Hristos studia Biblia. Cât de departe suntem noi de lucrul acesta. Noi citim Biblia ca un ziar. Daniel în groapa cu lei. Despărțirea Mării Roșii. Și citim. Și am citit și noi din Biblie. Dar să explicăm, dacă ne întreabă cineva, de ce crezi ceea ce crezi? De ce crezi că sâmbătă e ziua de odihnă? Așa mi-a zis mama. Dar poți să dovedești? Nu știu. S-ar putea ca fratele pastor să știe. Ești copiii când fac matematică, câteodată vor să păcălească părinții și fac pe calculator mulțirile, sau se duc așa la sfârșitul cărții de matematică și un tabel acolo cu tabla mulțirii sau împărțirii, se uită direct la rezultat. Și ei trec rezultatul. Dacă ne întreabă profesoara, dar cum ai ajuns la rezultat? Are loc schimbare la față. În momentul acela, gata, toată lumea a înțeles că nu știm. Cam așa suntem unii dintre noi. Care e ziua lui Dumnezeu de odihnă? Sâmbăta. Dar de ce e asta? Sâmbăta. Apoi nu știu. Deci ce se întâmplă cu omul după ce a murit? Este inconștient. Doarme. Poți dovedi lucrul acesta din Sfânta Scriptură? Nu știu. Înțelegeți dumneavoastră? Nu avem o temelie sub picioarele noastre. Pentru că nu ne-am obișnuit să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Frații și surorile mele. Adevărul despre ziua cinzecimii în această seară. Încheiem mesajul acesta și vom relua de noi. Adevărata revărsare a Duhului Sfânt în ziua cinzecimii a fost manifestată în lucrarea de predicare și de învățare a oamenilor. Nu prin fabule, povestiri, statistici și tot felul de lucruri la care dumneavoastră mai gândiți. Ci mesajul acesta împuternicit de Duhul Sfânt a fost rostit având temelia cuvântului Dumnezeu. Mă întreb, frații mei, în câte biserii se mai învață versete pe de rost? Este cineva care ne poate spune textul de memorizat? Liniște. Haideți, surorii, fraților, citiți-l! Citiți-l. Citiți versetul de memorizat. Un verset, citiți-l. Ucenicii aveau cuvântul lui Dumnezeu în minte. Ei studiau cuvântul lui Dumnezeu. Zice, frate Andrei, dar de unde știm? Știați dumneavoastră că înainte ca să vină ziua cinzecimii, în cele 10 zile petrecuse în camera de sus, ei nu doar s-au rugat, fraților. I-au studiat Biblia. Și ce spune Biblia? Fapte capitolul 1. Fapte capitolul 1. Ia uitați ce spune cuvântul. Fapte capitolul 1. Și aș vrea să citim de aici, de la versetul 12. Domnul Iisus Hristos se înalță la cer, ucenicii se întorc acum în Ierusalim, da? Și ajung în camera de sus. Versetul 12 spune, atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât în drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Și este prezentată lista celor care erau prezenți. 14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cerere.
împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Numărul celor adunați la oaltă era aproape 120 și le-a zis: fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al acestei slujbe. Observați dumneavoastră, Petru se ridică: măi, fraților, voi știți că lucrarea lui Iuda a fost profetizată? Voi știți că locul acela a fost cumpărat cu prețul sângelui? Știți ce spune cuvântul Dumnezeu? Fiți atenți, și am descoperit în profeție. Ei studiau cuvântul. Și prin predicarea lui Petru, prin studiul, toți deveniseră familiarizați cu aceste profeții mesianice. De ce era important? Pentru că în ziua cincizecimii, când a venit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și au fost botezați, împuterniciți să fie martori, mulțimile trebuiau să audă adevărul prezent. Care era adevărul prezent? Domnul Iisus. Și de aceea Petru, el prezenta profeție după profeție, care se împlinise în trecut și arată. Priviți ce spune Biblia în cartea s-a împlinit. Priviți ce spune Biblia în cartea Ioel, s-a împlinit. Priviți cum s-au împlinit profețiile. Și apoi se uită la el și spune: el, fiul tâmplarului, care voi gândească este fiul tâmplarului, el este de fapt fiul lui Dumnezeu, el a fost Dumnezeu întrupat în mijlocul lui. Și când au înțeles oamenii lucrul acesta, zic: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă. Fiecare dintre voi să fie botezat. Le-a spus pe ei. Iubiți mei, frați și surori, dacă Duhul Sfânt este prezent în viața noastră, membrii bisericii ar trebui să roage la Dumnezeu de fiecare dată ca predicatorul să fie botezat cu Duhul Sfânt. Nu este așa? Pentru că altfel, vorbirea aceea este zadarnică. Nu are niciun rost. Dacă Duhul Sfânt nu ia în stăpânire mintea celui care vorbește. Ei bine, Duhul Sfânt este o persoană. Și dacă Duhul Sfânt vorbește într-o biserică folosindu-se de predicator, ce subiect ar prezenta el? V-ați întrebat? Ce fel de subiect ar predica Duhul Sfânt? Asta ca să ne întrebăm dacă în bisericile noastre este Duhul Sfânt sau nu cumva e un alt Duh. Când vedem portocalul întoarsă pe toate părțile. Când vedem tot felul de statistici și tot felul de lumini închise și mânuși albe și portocalii și roz fâlfâind undeva așa în adunare, botezul cu Duhul Sfânt. Eu n-am citit nicăieri în ziua 50.000 că s-a întâmplat așa ceva. Dar sună bine. Le place la oameni. Ioan capitolul 14, aș vrea să citesc versetul 26. Priviți ce spune Biblia. Spune Biblia așa: dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte ce v-am spus eu. Duhul Sfânt nu vine și să spună ceva contrar a ceea ce a spus Hristos. Nu. Este numit în versetul acesta, cuvântul lui Dumnezeu spune că vă va învăța toate lucrurile. Vă va aduce aminte ce v-am spus eu. Ioan capitolul 14, versetul de la versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și care va fi, spune Biblia, în voi. Cum este numit Duhul Sfânt? Duhul adevărului. Mai mult decât atât, Biblia spune o condiție a primirii acestui Duh Sfânt este să păzim poruncile lui Dumnezeu. Cum se face că în aceste biserici care mărturisesc că au Duhul, nu se mai aude de păzirea poruncilor? Adevărul despre ziua cincizecimii. Ioan capitolul 16. Și vrem să citim de aici, de la versetul 7. Totuși vă spun adevărul.
Vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, este vorba de Mângâietorul, de Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Care sunt subiectele pe care le-a vorbit Duhul Sfânt? Neprihănirea, păcatul și judecata. Versetul 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Duhul Sfânt este numit Duhul adevărului. Duhul Sfânt este Cel care, folosindu-se de Cuvântul lui Dumnezeu, de explicarea profeției biblice, ne va arăta ce se va întâmpla în viitor. Duhul Sfânt ne va convinge de păcat, de nevoia de neprihănire, ne va vorbi despre judecată. Dar dacă noi ne auzim lucrurile acestea, unde e Duhul Sfânt? Răspunsul știți dumneavoastră și cu mine. Problema este că ne este prea greu ca să realizăm și să credem din toată inima că este posibil așa ceva. Te găsești într-o biserică unde n-auzi nimic de Daniel. Profețiile din Daniel. Apocalipsa, despre mesajul neprihănirii prin credință, despre judecata de cercetare. Nu auzi nimic despre păcat, despre biruința păcatului, despre mustrarea păcatului. Tot ceea ce auzi este un șir de povești și de fabule și crezi că acolo este Duhul Sfânt. Ciudată rătăcire. Dar Biblia ne spune că așa vom vedea, întâmplându-se în zile din urmă. Aș vrea să închei ultimul pasaj în această seară și vă invit să ne rugăm. Cum este numit Duhul Sfânt din nou și din nou în Ioan? Duhul adevărului. Pentru că El vă va conduce în tot adevărul. Dar Biblia spune că la sfârșit vom avea o mare surpriză. Cartea 2 Timotei, capitolul 4. Priviți ce spune că se va întâmpla în zilele din nou. 2 Timotei, capitolul 4. Și vrem să citim de aici, de la versetul 1. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece viii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Observați, Pavel spune, vine judecata, vine, Duhul Sfânt era peste el. Prin ce spune? Propovăduiește cuvântul. Stăruie asupra lui la timp și la netimp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea. Când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători sau predicatori după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre itorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele și fă lucrul unui evanghelist și îndeplinește-ți bine slujba. Ce spune Biblia că își vor face oamenii cu adevăr? Își vor întoarce urechea de la adevăr. Cum este numit Duhul Sfânt? Duhul adevărului. Cu alte cuvinte, în mijlocul acestor oameni care vor să audă, frații mei, povești, fabule, care își aleg predicatorii după subiectele pe care le vor prezenta, să nu-i deranjeze când este vorba de cercei și de inelele de pe mână, să nu-i deranjeze atunci când este vorba de reforma în îmbrăcăminte, podoabele sfinte, când să nu ne deranjeze nimeni cu privire la machiajul și la unghiile care sunt asemenea concubeului de pe cer, să nu ne spună nimeni despre spiritul lumii prezent în biserică. Nimeni să nu ne spună. Și noi credem că Duhul Sfânt este prezent. Frații și surorile mele, dacă oamenii își vor întoarce urechile de la adevăr, ei vor întrista Duhul Sfânt. Și cu pas cu pas vor ajunge până acolo, vor comite păcatul împotriva Duhului Sfânt. Pentru că Biblia ne spune, Duhul Sfânt este numit Duhul Aș vrea ca în seara aceasta să vă gândiți serios unde mergeți dumneavoastră.
Aș vrea să vă întrebați în mod serios dacă acel locaș de cult pe care îl frecventați se găsește sub binecuvântarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Aș vrea să vă rugați la Dumnezeu pentru predicatorii care vă ies în față, ca Dumnezeu să-i boteze cu Duhul Sfânt și să-i conducă pe copilul Dumnezeu cu mintea spre adevăr. Dumnezeu să ne ajute la aceasta pe fiecare dintre noi. Amin. Vă invit să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm în această viață. Tatăl nostru care pornezi în ceruri, îți mulțumim că Tu ai fost alături de noi în această seară. Îți mulțumim că Tu ne-ai învățat din cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai ajuns să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat în ziua cincizecimii și care este cu adevărat lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Duhul Sfânt este Cel care a inspirat Sfânta Scriptură. El nu ne va spune niciodată altceva decât ceea ce stă scris. El nu ne va îndrepta mintea spre un cuvânt opus rostit de Domnul Hristos. Doamne, ajută-ne să iubim adevărul. Ajută-ne ca în viața noastră să lăsăm ca Duhul Tău cel Sfânt să lucreze în noi și prin noi. Deschide ochii acelora care sunt înșelați și ajută, Doamne, să se apropie de Tine în aceste zile din urmă. În numele Domnului Iisus Hristos te-am rugat și să mulțumim. Facă-se voia Ta în viața noastră. Iubiți prieteni și frații în Domnul Hristos, mesajul nostru din această seară a luat sfârșit. Cu ajutorul Domnului ne vom întâlni mâine dimineață, începând cu ora 10, din nou în transmisiune directă, din locul acesta. Vom continua subiectul început în această seară cu ajutorul Domnului. Vă așteptăm într-un număr cât mai mare. Invitați-vă prietenii, frații, apropiații, cei care credeți că au un interes pentru lucrurile spirituale. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Maranata și ne întâlnim mâine dimineață la ora 10 prin Harul lui Dumnezeu. Amin.